militari francezi să meargă în Ucraina pentru a-i antrena pe ucraineni acolo, deja este o altă etapă a războiului, avertizează premierul Ungariei. Este clar că pentru acest secol suntem într-un moment extrem de delicat. Trebuie să recunoaștem acest fapt, pentru că au crescut tensiunile, nu au scăzut. Nu ne îndreptăm către o zonă în care să spunem că am putea să vedem o perspectivă de pace sau de închețare a războiului, ci din potrivă o creștere a cantității de lovituri de o parte și de alta și în plus, prin această posibilitate de a lovi ținte militare de pe teritoriul Rusiei, s-ar putea ca o parte din populația Rusiei să l sprijine și mai mult pe Putin de aici încolo, tocmai pentru a avea o reacție. Să rulăm titlurile de război, rog pe colegi în pregătirile a, de război din Europa. În acest sens, sigur că poziția președintelui Bulgar este una interesantă și ne duce cu gândul că politicienii înainte să ia decizii ar trebui totuși să întrebe pe oameni. Cel puțin asta spunem umaniștii, cei din Partidul Umanist Social Liberal. Nu luați o decizie doar politică. Întrebați oamenii care v-au determinat să aveți această putere politică. Dar e timp pentru asta? Da, e este timp. timp. Să pentru că, așa, când iei decizia, hai să lovim, hai să facem, hai să dregem, să crește mai mult și mai mult și mai mult partea militară, e o decizie personală sau este o decizie în numele poporului? sau al, Care așa este așa? opinia dumneavoastră, domnule Surugiu?